După aproape 3 ani de procese, un preot a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare după ce a dat cu mașina petrecere peste un pieton. Oamenii legii au constatat că gestul a fost intenționat, iar cei doi erau certați. Conform adevărul.ro, preot la o biserică din Mărăcineni, județul Argeș, de aproape 2 decenii, Ștefan Toroabă a fost trimis în judecată inițial pentru lovire și alte violențe. În luna februarie a acestui an, magistrații Tribunalului Argeș l-au condamnat pe preot la 2 ani de închisoare cu suspendare și plata unor daune morale de 20.000 de lei către victima sa. Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș a făcut însă apel, iar acesta a fost admis de către judecătorii Curții de Apel Pitești, care au schimbat încadrarea faptei din lovire și alte violențe în tentativă de omor. Și preotul a făcut apel, însă acesta a fost respins. La finalul săptămânii trecute, preotul Ștefan Toroabă și-a aflat sentința definitivă a Curții de Apel Pitești, adică 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare, iar în weekend preotul a fost deja încarcerat la penitenciar iarul Mioveni. Aflat la volan, acesta venea de la slujba de la biserică și nu i-a acordat prioritate unui pieton care dorea să traverseze pe zebră. Între cei doi a izbucnit o ceartă, iar preotul a accelerat și l-a izbit cu mașina pe pietonul cu care se certase. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă, iar victima a avut nevoie de o săptămână de îngrijiri medicale la Spitalul Județean Argeș, suferind traumatisme la cap și la picioare. La audieri, Cosmin Dușa, bărbatul lovit de preot cu mașina, le-a declarat procurorilor că preotul Ștefan Toroabă a oprit la aproximativ 10 cm de el, moment în care victima l-a atenționat pe preot că este trecere de pietoni și cu lumină intermitentă și ar trebui să-i dea prioritate. În acel moment, preotul a scos telefonul mobil ca să-l filmeze pe pietonul care vrea să traverseze. Cosmin Dușa nu a mai spus nimic. A început să traverseze, moment în care preotul a dat cu mașina peste el. Pe parcursul audierilor, preotul Ștefan Toroabă le-a spus anchetatorilor că nu l-ar fi văzut pe pieton. Declarațiile sale au fost însă contrazise de imaginile surprinse de camerele de supraveghere în intersecția aflată în centrul Piteștiului. Imagini pe care se vede clar cum preotul se ceartă cu pietonul, după care îl ia efectiv pe capota mașinii. Relatează adevărul.ro.